pornit la drum. Avem ceva kilometri de parcurs astăzi. Vremea este foarte nasală. Fric, am plecat la aproape 0 grade. Încă simt că anvelopele nu sunt încălzite deloc. Ploaie fără vânt, ceea ce înseamnă că va ține tot așa. Da, am intrat pe autostradă, vremea tot așa nasoală, destul de fric, plouă într-una, asta e situația, alta nu. Cam așa se schimba vremea, de azi dimineață este 12 fără 5 minute. M-am uitat și pe barometru ceasului și presiunea crește. Asta înseamnă că un pic se mai face vreme bună. Treaba e ok. Sunt în Alba Iulia. Bine că măcar pe aia s-a oprit. Am pus un pic lanțul pentru că am mers numai pe ploaie și era dezastru cu el. Deci o să ne urcăm pe autostradă și încă câțiva kilometri și ajungem. Cine o să mai construiască România vreodată așa ceva? Puneți-mi voi, nimeni niciodată. Am început urcarea pe Transalpina. Să știți că foarte mult au scăzut temperaturile. Am să merg destul de încet pentru că încă nu știu cum e asfaltul. Eu sunt la ora asta de dimineață. Să știți că e frig. Frig, frig, frig. Cam așa arată Transalpina dimineața.
ies pe drum să văd petre de gheață. Acolo o să ajungem. Fața avem parângul mare. Can we go up?